Începând de astăzi, de la ora 15 până miercuri la ora 11, județul Mehedinți se află sub cod galben de vreme instabilă. În intervalul menționat sunt prognozate descărcări electrice, vijelii, grindină, dar și adverse ce vor avea caracter torențial. În intervalul menționat, în Mehedinți vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin descărcări electrice, vijelii, grindină și averse ce vor avea și caracter torențial. Cantitățile de apă vor depăși 20-30 de litri pe metru pătrat. Temporar, vântul va avea intensificări la munte, în special la altitudini mari, cu rafale ce vor depăși 80-90 de km pe oră. Până mâine, la ora 11, județul nostru se află sub atenționare meteorologică cod galben, ce vizează instabilitatea atmosferică temporar accentuată. Sunt prognozate descărcări electrice, vijelii, grindină și averse ce pot avea caracter torențial. În cazul manifestării vântului puternic, recomandăm cetățenilor să rămână în spații închise care le asigură protecția și să evite deplasările. Totodată, pentru limitarea posibilor pagube generate de vântul puternic, parcarea autoturismelor se va face la distanță față de panouri publicitare, copaci și stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâți. Pentru evacuarea normală a apei pluviale, rugăm cetățenii să ia măsuri pentru curățarea șanțurilor și rigolelor. În cazul manifestării vântului puternic, ISU Mehedinți recomandă cetățenilor să evite deplasările și să se adăpostească în locuințe sau alte spații închise care le asigură protecție.